Hello! Ce ai zice dacă în dimineața asta aruncăm o privire împreună peste devoțional? Rătăcită undeva printre canalele tale TV, ascuns între canalele de teleshopping, relorile la filme de proastă calitate, găsești zona predicatorului TV. Câțiva dintre cei care se ocupă de acea zonă sunt predicatori sinceri ai cuvântului lui Dumnezeu. Restul comit o infracțiune destul de des întâlnită. Abuz de rugăciune. Cam așa. Rugăciunea îți va împlini orice vis. Trebuie numai să ai suficientă credință, să folosești formula mea, să promiți că o să fii bun și, tadam, Dumnezeu răspunde fiecărei rugăciuni. Gândiți-vă la toate posibilitățile, oameni buni, să luați nota 10 la fiecare test, să faceți coșurile să dispară, să cântați întotdeauna la vioară perfect și să dați gol de la jumătatea terenului, imediat după fluierul de start, să poți să împiedici moartea câinelui tău, să faci ca părinții tăi să nu se mai certe și prietenul tău să nu trebuiască să se mute. Citește Ioan, capitolul 15, de la versetul 7 la versetul 14. Este Iisus de acord cu promisiunile exagerate ale predicatorilor de la televizor? Lucrurile nu stau chiar așa. Iisus a spus, într-adevăr, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dar există o condiție esențială. Dacă rămâi în El și cuvintele Lui rămân în tine, atunci Dumnezeu îți va oferi ceea ce îi ceri. A rămâne înseamnă a fi ca mlădița care rămâne legată de vie. A avea în tine cuvintele Lui Hristos înseamnă a fi modelat de făgăduințele, valorile și prioritățile Lui. Nu înseamnă că Dumnezeu răspunde numai rugăciunilor oamenilor extraordinar de spiritual. Înseamnă numai că dacă trăiești alături de Dumnezeu, vei vrea ceea ce și Dumnezeu vrea pentru tine și El îți va îndeplini cu bucurie acele cereri. Vei vrea lucruri care să te ajute să te asemeni mai mult cu Hristos, ca să poți arăta măreția și slava lui Dumnezeu. Chiar și așa. Nu vei primi întotdeauna ceea ce vrei, pentru că nimeni nu se roagă întotdeauna întru totul după voia lui Dumnezeu. Uneori, este ușor să identifici abuzul de rugăciune. Cum ar fi să te rogi să faci rost de o carte de identitate falsă, ca să te poți strecura la un film interzis minorilor. Să clarificăm treaba asta cu aceste rugăciuni. Nu primești ceea ce vrei pentru că motivele tale sunt rele. S-ar putea ca uneori să nu înțelegi de ce Dumnezeu nu răspunde unei rugăciuni așa cum ai crezut tu că o va face. Amintește-ți că Dumnezeu vede numai cel mai bun răspuns posibil la fiecare cerere de-a ta și ai încredere că aceasta este răspunsul pe care îl vei primi. Iată ce spune Ioan în capitolul 15, versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Astăzi, roagă-te înțelept.